În această dimineață, polițiștii de frontieră din cadrul grupului de nave Sulina, județul Tulce, au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu într-o anexă gospodărească a unui localnic din localitatea Sulina, în care se aflau depozitate motoare pentru ambarcațiuni, dar și mai multe butelii. Polițiștilor li s-au alăturat cetățeni din localitate, dar și lucrători din cadrul primăriei Sulina. În urma incendiului au ars mai multe dependințe, fără să fie afectată locuința sau sau alte anexe gospodărești, iar activitatea de stingere a incendiului s-a încheiat cu succes, neînregistrându-se victime umanești sau pagube materiale majore.